Republica Moldova este mai puternică și mai rezilientă decât acum un an, iar progresul economic, consolidarea securității și a democrației sunt pașii care apropie țara noastră de aderarea la Uniunea Europeană. Este unul dintre mesajele pe care le-a transmis președintele Maia Sandu de la tribuna adunării generale a ONU. De asemenea, șefa statului a cerut retragerea necondiționată a trupelor ruse staționate ilegal în regiunea transnistreană și a vorbit despre interferențele Moscovei în procesele politice naționale. La cea de-a 78-a adunare generală a ONU, Maia Sandu a spus că Republica Moldova este în prima linie a luptei pentru democrație și ține piept amenințărilor hibride ale Rusiei. De la înalta tribună a ONU a făcut apel către lumea liberă să sprijine Republica Moldova. Ukraine, Moldova, Europe and the free world are facing an external assault on our values. But countries like mine haven't broken free from imperial chains only to be brought back into servitude. We push forward. We are not facing an imminent military threat, unlike our Ukrainian friends and neighbors, but every day we are countering Russia's hybrid assault. Russia has teamed up with corrupt crooks to destabilize us. Șefa statului a declarat că în eforturile de destabilizare a Republicii Moldova, Rusia face uz de unelte hibride, precum șantajul energetic, susținerea separatismului, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare. We know they will try again. In soon to be held elections, they will attempt to undermine our citizens' ability to make their own democratic choice. This threat is not unique to us. Many countries in Europe and beyond our continent are feeling the sting of foreign interference in their democratic processes. This hybrid assault is conducted by those who oppose not just our democracy, but all liberal democracies. We must stay vigilant and we must stand united. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu este doar o alegere politică, este singura cale de a ne proteja libertatea, pacea și democrația, a punctat Maia Sandu. The enlargement of the EU is the sole path to ensure our neighborhood stays anchored in the free world and that we deliver better lives for our citizens. It would also demonstrate the Union's commitment to peace, the very reason the European Union was built. Șefa statului s-a referit și la sprijinul partenerilor externi pentru consolidarea rezilienței și independenței Republicii Moldova față de resursele energetice rusești. În cadrul deplasării la New York, Maia Sandu s-a mai întâlnit cu șef de stat și de guvern din Letonia, Cipru, Estonia, Bulgaria și Irlanda. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și sprijinul acestor țări pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.